Fuego este alături de noi, a fost un spectacol extraordinar. Toată lumea din Dărmănești și din zonele apropiate au cântat împreună cu tine. În primul rând, mă bucur că ne revedem aici la Dărmănești. Eu îți mulțumesc, sunt extrem de bucuros că am văzut un public special. Moldovenii de altfel joacă bine. Moldovenii sunt niște oameni extraordinar de frumoși la suflet. Și atunci când sunt invitat în zona aceasta, vin cu mare bucurie, pentru că realmente eu mă simt jumătate tate moldovean, tatăl meu este născut în județul Botoșani și vin cu drag în zona aceasta. Da. Ce a mai făcut Fuego în acest an? Ce noutăți mai? Desigur, pe toate televiziunile se știe, dar pentru telespectatorii noștri, ce noutăți, cu ce noutăți vii în acest an? Săptămâna viitoare, dacă dai materialul acesta, pe 22 voi fi la Bacău, la Centrul de Afaceri și Expoziții, de la ora 19, unde voi avea expuse picturile mele pentru o seară, într-un spectacol dedicat tinerilor foarte talentați, pe care îi sprijinim prin proiectul meu. E, ca un clișeu, ultima întrebare ar fi așa, ce planuri ai în afară de ce se va întâmpla acum în perioada de sărbători pentru anul următor, de exemplu? Hai să o luăm un pic mai devreme. Îmi doresc să pregătesc surprize plăcute pentru publicul meu, îmi doresc ca să am proiecte frumoase și sunt convins că spectatorii și telespectatorii mă vor urmări și vor fi alături de mine de fiecare dată cu dragoste și bucurie. Așa că pentru Exclusiv TV, nu uitați să ascultați și muzica mea cu dragoste și dor. Trebuie să-i mulțumim bunul nostru prieten Fuego pentru că a avut amabilitatea să ne acorde acest interviu. Dragul meu, îți doresc să ai parte de bucurii în continuare și desigur să-i încânți pe fanii tăi, pentru că aici au fost cel puțin 8.000 de oameni care au cântat împreună cu tine. Eu vă mulțumesc și vă iubesc pe toți. La mulți ani și toate cele bune! Toate cele bune pentru Exclusiv TV, împreună cu Fuego, Eugen Ungureanu. Mulțumesc!